Deci două săptămâni ne-am ocupat. Deci n-am fost măpăsători. Așa. După care domn doctorul a hotărât, mai cu ori o lăsați în spital să mai urmeze un tratament sub supravegherea mea, ori vă dau o rețetă și dacă este cineva la mănăstire să aibă grijă de ea, pentru că ea nu este vindecată total, era ameliorat. Am adus-o acasă, am încredințat-o unei maici, am luat tratamentul, măicuțele au avut grijă de ea, deci maica a avut grijă de ea, o ducea la masă, la baie, la biserică, de mână, o spăla, deci era ca un copil care nu știa să facă nimic. Deci am avut grijă de ea, nu era vindecat, era în aceeași stare, dar fără violență, fără. Deci, ca un bebeluș care le și-l duci unde, așa. După care, iarăși, noi rânduiala este spovedanie săptămânală. I-au cerut părinte, dar vreau și eu să mă spovedesc. Și părintele a spus, măi, luați îndreptată de spovedanie. Ajutați-o să se spovedească corect, să nu se mai întâmple ca prima dată. Și o maica care a îngrijit de ea, o luați îndreptată de spovedanie, explicându-i păcatele, care ea nu înțelegea. Și după spovedanie, părintele dându-i canon, a doua zi a fost împărtășită de, nu mai rețin, măi, data sau așa. Deci oricum o dura vreo două săptămâni, trei, după care ea a fost spovedită odată cu noi, împărtășită, după împărtășanie. Deci părintele a dat 1000 de metanii. Înainte. Înainte de a se împărtăși, deci atunci, da, așa, a dat 1000 de metanii care ea le-a făcut într-o zi, de dimineață și până seara. Unii noi le facem într-o oră, eu fac 1000 de metanii de aia, pentru că nu era... Ce înseamnă metanii exact în limba și acele aplecări spre pământ, închină, da, da. După ce s-a spovedit, mă, toate maicele sunt de față, Irina așa a venit la normal. După ce s-a împărtășit. După ce s-a împărtășit, așa, s-a spovedit, s-a împărtășit, după ce s-a împărtășit, deci o revenit. Și de data asta spovedania a fost corectă? Corectă, după care o deci dacă au ajutat-o maicile, a spus absolut tot, complet, sincer, și s-a cunoscut și maicile. Am văzut, poate suntem martori. Am vorbit și eu cu ea, da? Era sănătoasă. Și toate astea când erau? Cu cât timp înainte de a muri? Câte deci, zile? Deci, așa. Ca să ajungem după la... După 20 aprilie mai, da. Așa s-a întâmplat. După ce s-a împărtășit și s-a făcut bine, da. A mai durat ceva timp și a urmat un moment iar foarte important. Împreună cu maicele, ea simțindu-se bine și hotărâtă fiind să rămână la noi, a zis să mergem la familia din Banat, să luăm bagajele care le aveau ei acolo și să le aducă la noi, la mănăstire, definitiv. Și aveau o sumă de 4.500 de euro, da, nu? Da. 4.500 de euro la acea familie, gazdă unde au avut ei bagajele. Și a fost un eșec, pentru că s-au întors înapoi numai cu 500 de euro, din care, datorită cheltuielor care am mai făcut ea pe drum, am avut și o stricare la mașină să stricăm motorul, așa, am mai rămas cu 300 de euro. Care am ajuns cu 300 de euro am ajuns acasă. A fost un eșec, vă dați seama, din 4.500 de euro să rămână numai cu 300, practic. Da, se spune că avea aici 4.000 de euro, bani deci, care i-ar fi curat cu măicuțele sau... Și acum i are la familie. Că ăsta ar fi mobil, sunt acolo, datorie, da, în Banat. Sunt și acolo. Deci, așa. Dintre și acolo. Da. Deci, acum mai sunt... 1000, da, că a fost cu călugărul, frate, stire, da. Călugărul. Haideți să revenim, da. Deci să revenim. Da. A venit de acolo și în următoare duminică s-a întâlnit la slujbă cu fratele ei, pentru că fratele ei stătea la o gospodărie anexă a mănăstirii, la portar, și la duminică la slujbă se întâlneau. Și a hotărât cu fratele ei, fără să-mi spună mie... Deci în Banat a mers fără Vasile, a mers numai noi cu Irina. Am înțeles, da. Da. Fără să-mi spună mie, ei au hotărât să facă un canon, adică ceva rugăciune și priveghere, adică să nu doarmă noaptea, să se roage, ca Dumnezeu să lumineze mintea acelei familii, să le dea banii înapoi. După prima noapte de priveghere, în care ea n-a dormit deloc, și cu rugăciunile care le-a făcut, și nesomnul, mai spun că a doua zi, deja, a avut un comportament iarăși ciudat. Iarăși a început să facă ciudățenii, să se schimbe. Da. Duhovnicești te spun că a făcut un canon fără binecuvântare, cei creștini care știu ce înseamnă, știu ce înseamnă în mănăstire să faci un lucru fără binecuvântare și s-a tulburat, deci. Tulburarea s-a agravat din ce în ce până când joia înălțării, de înălțare, ea n-a mai putut fi luată la biserică pentru că crea o tulburare. A rămas în chilie. Închisă în chilie.
Joi noaptea a făcut tulburare mai mare. Ce înseamnă tulburare? A început să, deja să trântească prin chilie patul și mai avea lucruri pe acolo, încât alte 7 persoane care erau în același corp de chilie nu mai puteau să odihnească din cauza ei. M-au chemat noaptea pe la 4-5 dimineață, părinte, ceva să... E grav. M-am dus un pic mai aspre, am zis, Irina, dacă nu te potolești, cred că nu mai rămâi în mănăstire. Cu alte cuvinte. S-a... S-a rușinat într-un fel. Într-un fel s-a liniștit, s-a rușinat, s-a strâns în pat și a rămas așa. Am făcut o rugăciune mică, am dat o binecuvântare și am plecat să mă odihnesc în continuare. Dimineață, cum eram de la noi la 7, ne-am pregătit de Sfânta Liturghie, am făcut slujba, după amiază, mai gata, știi ce a făcut în continuare. Vă rog, Maică Stăreș. Și-a spus mai departe. Ce-a urmat? Deci, după slujbă, am intrat la ei, n-am primit cu vreo 4 maici care erau mai aproape, maica care a îngrijit-o, deci tot timpul chema pe ea, deci nu primi alte persoane. Le dea pastile? Da, tratamentul a urmat în perioada. Tratamentul ăla care l-a primit la spital. Da, îi pot spune, situația ei s-a agravat din ce în ce. Încât a fost nevoită să fie legată chiar în chilie, pentru a nu mai face gălăjie. Vine, sâmbătă și am legat în chilie. A stat în chilie. De mâini, de picioare și am apuiat în chilie. Dar mai urmând ca luni... Deci îngrijea de ea, mergea mereu la ea, dându-i mâncare, făcând acolo și nevoie la o găleată, deci nu a fost încuiată și părăsită. Câte zile a stat în chilie? Deci de vineri și până luni. Vineri, sâmbătă, duminică. Da, eu am spus fratelui ei, Vasile. Da. Cred că Irina a luat-o iar. Da. Ce facem? Mergem la spital sau facem rugăciuni? Lăsăm să-i facem rugăciuni începând de luni, să-i facem cele ce trebuie, ce se scrie în cartea de rugăciuni, de slujbă a fiecărui preot pentru astfel de cazuri. Și luni, dimineață, am chemat-o la biserică, am zis mai să o aducă la biserică pentru a începe rânduială de slujbe pentru ea special. Dar de vineri până luni, cum a fost legată, în ce fel? Deci a fost legată de mâini, de picioare, pe o parte, pe pat, în chilie. Dar acolo, deci, în aceste zile, maica Anastasia, care a fost, deci, cea mai apropiată de ea, și noi, deci, n-am lăsat împărăsirii. Da, adică a mâncat acolo, a băut apă? A mâncat, a băut și a făcut de voie. Deci, am îngrijit-o ca pe un copil, ca pe un bolnav la pat, am îngrijit-o. Deci, n-am lăsat-o împărăsirii. Deci, am suferit alături cu ea. Dar era nevoie neapărat să o legați de mâini, de ce? Spunea maică. Deci, ea știa karate. Noi am legat-o de mai multe ori, iar s-a dezlegat. Am legat-o cu niște prosoape. Ea iarăși s-a dezlegat. Pentru că ea spunea, nu intrați, vă lovesc. Știa karate bine? Da. Lovea, mai bătea la fel. Deci, eu au avut tot timpul apărarea asta de a se apăra de băieți. Au avut un fix a ei de a se apăra de băieți. Am constatat mai apoi că, chiar în momentele când avea crize, mereu spunea de... Așa m-ar fi suferit un șoc, o forțare, să zicem, din partea, cred că bărbătească, sau chiar spunea și de o femeie, o negresă, că uite ce am făcut, așa și așa, și rădea așa, tot așa, urât, când pomenea de treaba asta. Înțeles de la ea și în Germania și la familia care a stat. Bună ziua! Suntem în căutarea celei de-a 8-a minune a lumii. Restaurant Dedi vă așteaptă în fiecare zi cu mâncare tradițională românească. Bulevardul Regina Elisabeta 25, telefon 312-5524. A început nebunia! A început Clickmania! Ești pregătit să devii bogat? Premii de peste 400.000 de lei te așteaptă! Clickmania, cel mai nou și mai simplu sistem de joc! Câștigi cu linie, câștigi cu coloană, câștigi cu diagonală, câștigi cu numărul norocos, extra șansă cu premii instant și nu uita de extragerea finală! 3 tichete de concurs în fiecare săptămână! Vineri în suplimentul Click TV, în Click de duminică și luni în ziar. Câștigi numai premii în bani. Caută tichetele de concurs și răzuiește numai în ziarul Click. Super ofertă. Cu numai 2 euro pe lună poți vorbi acum oriunde, oricând, oricât. Cu Parlatel, cuvintele te costă mai puțin ca oricând. Egeron Production S.A. vă oferă mașini full automate și semi-automate de ambalat, mașini de baxat, mașini de îmbuteliat, mașini de capsat și înfiletat, mașini de etichetat, mașini de prăjit, mașini de râșnit, mașini de lipit. Egeron Production S.A. Professional Packaging.
Itancar vă oferă lenjerii de pat, articole de uz gospodăresc, fețe de masă marca Trainica. Ofertă specială pentru hoteluri și restaurante. Trainica, tradiție și calitate. Telefon 021-232-4628. A avut o acostare spre o persoană, nu știu cine a fost, care a vrut să o să violeze. Da, a fost, a fost violată înainte? Nu, sau nu, 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 doar o tentativă, da. Vinea pe la ea și... Și cu negresa aceea, ce să nu... Asta în Germania? Nu, cred că nu Germania, știu. Nu, da, știu, ea pomenea ea. Da, diavolul, deci, care era în ea. Luni, să trecem la partea finală. Luni am zis să vină, să o aducă la slujbă. Iar aici, în biserică, a fost adusă pentru rugăciune. Deci, părintele zice, aduceți-o la slujbă. Noi nu puteam din chilie să o luăm așa cum era ea, adică legată la mâini și la picioare, pentru că era foarte violentă, ni-l lovia. Ei noi trebuia să intrăm cu ușurință, explicând de multe ori, auzindu-o țipând, Maică, nu mă lăsa, uite diavolul cu furca. De multe ori spunea, Maica Domnului, dacă știam că mă duce în iad, nu mai intram în ea. Deci erau fapte concrete, deci din cuvintele ei reieșea că era un duh necurat asupra ei. Deci o forță supranaturală asupra ei. Nu era doar bolnavă psihic. Deci ne cerea ajutorul nostru. După care părintele a spus, aduceți-o să-i fac slujbe. N-am putut să-i facem slujbe sâmbătă și duminica, pentru că erau creștini la biserică, pentru a nu face tulburare. Am lăsat-o pe luni, că lunea, marța, până miercuri. Deci lunea și marța nu vin credincioși la biserică. Dar miercuri, joi și vineri, deci vin credincioși la biserică. În fine, a venit la biserică. Noi nu i-am făcut decât ceea ce scrie în carte de slujbă a fiecărui preot. A dus-o legată, pentru ca să poți să faci slujbe, în astfel de cazuri. A legată cum? Tot la mâini și la picioare? Deci, legată la mâini și la picioare, a dus-o în mașină. Deci noi am folosit o scântă, am spus, hai să o mobilizăm, dar cum? Dacă o lăsam așa, ne lovia. Deci am întins-o ribie, am pus-o, m-a dus un cofraj de care a fost la construcții. A fost ideea dumneavoastră? Da, da, am ea și împreună cu cele mai bine, că am zis, hai, ce se face, cum să o legăm? Deci fiecare ne-am spus părere și hai ca să o luăm, hai, deci nu puteam să o luăm acolo din chilie. Și am întins-o pe scândura aia cu mâinile la spate, dar când am întins-o, deci am pus-o pătru, pernuții la cap, deci nu puteai să o ții legată cu mâinile la spate pe scândură. Am deslegat-o de la mâini și am întins-o mâinile. Și atunci am bătut cealaltă scândură pe dedesubt, deci ca să o legăm, când în timp de slujbilor părintele, trebuia să o miriască la mâini, la picioare și să nu fie violente, deci să nu poată să... Și de-aia ați pus-o cu mâinile așa? De asta am pus-o așa, nu a fost crucificată, a fost jos, am luat-o ca pe o targă, niciodată nu a fost crucea ridicată. Așa cu măicuțele am adus-o în biserică. Ea acum avea puteri mult mai mari. Deci de asta noi am legat-o cu lanțul la mâini și la picioare. Când? În ce moment? Deci în luni. Începând din luni. Când părintele a zis, aduceți-o să-i fac rugăciune. Dar acolo pe targa asta era legată cu lanțuri? Deci noi luni am pus-o pe targă, luni am legat-o, luni am adus-o aici la slujbă. Am înțeles. Deci în jumătate de oră am legat-o. Deci de ce legată? Da. Aici este o vină care o spun, ne reproșează. De ce e legată? Păi în spital, părinte, iertați-mă, cât o stat la spitalul județean, legat am găsit-o. Cât o stat la spitalul de psihiatrie, legat am găsit-o. Deci nu se putea. Legată tot așa de mâini de picioare? Deci, dar am găsit-o și la piept și la... Toate era legată. Deci este o vinovățire de privare de libertate pe seama asta că am legat-o. Acum referitor la treaba asta. De ce privare de libertate? Fals. Zic eu. Pentru că, una, la mănăstire a venit de bună voie, deci n-a forțat-o nimeni, iar în special, de ce legată? Pentru că altfel nu se putea face slujbă asupra ei. Deci intenția noastră de a o lega, de a să știe, din experiența bisericii, sunt și alte mănăstiri care fac această rânduială de slujbe, sunt și mai, poate, mai greu legați, mai tare legați. Poate mai mult timp legat. Și mai mult timp, poate săptămâni stau așa legați, și în post, și poate săptămâni, pentru a putea să le se facă rugăciuni. Sunt cazuri în care și lanțurile se rup. După Sfânta Scriptură știm bine că erau demonizați, care nici lanțurile nu-i țineau. Și noi am aplicat rugăciunile bisericii. Am adus-o în biserică, le-am făcut, a stat la Sfânta Liturghie. Aici e un moment important. Îmi spune că am pus căluș la gură. Fals! De la altcineva nici nu știam ce înseamnă căluș în gură. Mi-a spus că e un lemn, Doamne ferește. Pus un plasture. Le-au cu plast numai la gură, în timpul slujbilor, pentru a putea face rugăciuni. Vorbea? Nu mai poți să înțelegi slujba dacă ea spunea pornografii, prostii. Ce făcea, înjura? Înjura. Chema pe diavol să-i facă tot felul de pornografii. Chema numii străini. Deci vedea alte persoane în jurul ei.
În fine, era o tulburare grozavă, nu puteam să facem. În timpul ăsta ea era întinsă totuși. Întinsă, niciodată nu sunt în picioare, cum s-a afirmat. Și legată cu acele lanțuri sau? Da. Așa au fost legate, da. Dar ce înseamnă lanțuri, adică, ca să înțeleagă oamenii mai bine? E o bucată de lanț. Pe care ea lega mâna de scândă, lega mâna de scândă, lega picioare de scândă. Și ea era acolo, dincolo, nu? A fost ținută în afara slujilor acolo, iar în timpul slujilor a dus aici, aici. A ținut-o la Sfânta Liturghie, apoi rugăciune, taina Sfântului Maslu, deci după, exact după carte, și apoi moliftele Sfântului Vasile, Sfântului Ioan Gură de Aur, dezlegările care se fac pentru astfel de oameni posedați de duhuri rele. Exact așa spune în carte de slujbă. N-am făcut decât ce scrie în carte de la Amin, la Amin. Și noi toate am stat în și toate mașinile au stat lângă ea. Ea, pentru că rugându-se în momentul când părintele citea rugăciunile, ea se vedea îngrozitor. Mai tare. Deci tot timpul am stat lângă ea. N-am lăsat-o, nu l-am lăsat. De exemplu, dau numai un exemplu. Deci tot timpul am în momentul când am ajuns cu Sfântul Pătir, cu cinstitele dar, însă este la Vohodul Mare. Când am ajuns în dreptul ei cu Sfântul Pătir, se zbătea mai tare. Tare, violentă. Deși legată cu lanțuri. Deși era altfel decât până atunci. Și a trebuit să aștept un pic până ea s-a domolit și a ținut-o maica care era la capul ei un pic de cap ca nu cumva să dea peste Sfântul Pătir să răstoare. Deci se dea din cap. Am atins-o și de aici se vede că și în alte momente importante, sfințitoare, ea făcea mai urât. Și asta mă deci, dragii mei, o concluzie, că nu era o problemă numai de nebunie psihică, ci era și problemă de duhuri rele, care nu se vindecă decât cu post și rugăciune, după cum spune Sfânta Scriptură, și nici într-un caz la diavol nu poți să le dai pastile, că nu se vindecă. Facem un exemplu. Deci după slujbă, un exemplu, nebunul. Dacă îi dai să mănânce, știm din experiență, mănâncă și bea mai mult decât e normal, peste măsură. De obicei sunt bolnav de bulimie, așa e bolnav mental. Mănâncă varsă fără socoteală. Nu contează dacă îi dai sfințenii, să-i dau, zic, boș cu fasole și apoi îi dau aghiazma, anafără, mănâncă. La el nu contează, bagă în el. Dar la un posedat de duhuri rele, refuză. Nu vroia la aghiazmă și la Sfânta Anafură, făcea clăbuci deja, făcea spume. Când îi dădeam după slujbă aghiazmă, anafură, lua un gât și apoi dădea afară clăbuci, dădea spume. Deci, un exemplu, un nebun, iarăși, dăm un exemplu, un nebun iese, să zicem, de la spitalul de nebuni, scoți afară, e vară, soare, și el spune, ce zăpadă e în fața mea, nu abia pot să merg. Cineva care înțelege alături îi spune, hai că-ți fac eu părtii, îi dă un pic zăpadă deoparte, să faci și că eu dă, și el spune, e, acum e mai bine. E nebun. Dar e nebun. Dar cum era încă? Un posedat nu face așa. Un posedat spune de diavol, spune că de iad, spune că deși am intrat în tine, deși acum mă duc în iad, uite, mai, dacă știam că mă trimiți în iad, nu mai intram în tine, deci astea nu sunt cuvinte sau atitudini a unui nebun și a unui posedat. Spunea de vrăjitoare, spunea de o eventual babana care nu știu ce ar făcut fără și prostii, nu spune mai multe, dar este destul și așa am spus până acum. Deci din punct de vedere acum al meu, e clar și cu siguranță, asta cred că e părerea fiecărui om întreg la minte, și cu atât mai mult a unui preot, și deci inclusiv a bisericii. Nu era numai o problemă de nebun. Nu anulez că ar fi avut și probleme. Dar ce era la ea era vorba de duhuri. Asta e, cred eu că este foarte important. Deci sunt și alte cazuri care biserica recunoaște. Deci nu e ceva care se nege, e ceva începutul de la noi. Bun, și a fost legată cu leucoplastul la gură? Cât timp? Nu, a început.
După slujbă, da, s-a dat jos, părinții au dat anafură și aghiazmă. Chiar dacă nu, nu primea, dar stând pe poziția culcată, dându-i anafură, aghiazmă, deci îngheție. Chiar dacă vreți. Adică a mâncat ceva. Deci luni a luat anafură și aghiazmă. Chiar forțat a luat anafură și apă? A băut? Deci în cursul zilei, deci, după slujbă, am pus un prosop, am adus o cană de apă, am spus la maicuță, venit și i-a dat gura, pentru că ea vorbea într-una, striga într-una, vorbea numai din afară, din lumea nevăzută. Deci și nu dormea, n-a dormit deloc. Nu au vorbit într-una, într-una. Și mai ce? Dar medicamente mai lua în timpul ăsta, acel tratament de la spital care se dăduse? În timpul ăsta, dar nu primea, vă dați seama, că a fost ea de joi, de la înălțare, ea nu mai primi niciun fel de tratament, totul era sănătoasă. Deci atunci vine, așa, când măca, când... Deci acum eu, consider, în cazul, în față, când n-am făcut decât ceea ce orice preot, cu conștiință preoțească, și spun, cu curaj duhovnicesc, ar fi făcut. Ne-am implicat foarte mult. Pentru că ne-am implicat, am suferit cu și iată suferit riscul. Nu ne-am gândit o secundă că s-ar fi putut întâmpla să moară. Pentru că dacă m-aș fi gândit o secundă că s-ar fi putut întâmpla să moară la rugăciune, așa, cred că... Renunțam. Sigur pleca dinainte de asta. Dar m-a întărit și faptul că Vasile a spus, părinte, să facem rugăciune. Că la spital a fost și tot nu s-a făcut bine. Să facem rugăciune. Și dacă nu i-o fi bine, și nu i-o fi bine și nu mai putem să o ținem, așa, o să o ducem la spital, da, să-i facem. Și noi am zis, să facem 3 zile. Luni, marți și miercuri. Noi urmam hramul, cum a fost luni acum. Deci a fost săptămâna trecută. Și am spus, noi, dacă nu se face bine luni, marți, miercuri, pe joi încolo trebuie să ne pregătim de hram. O să ducem la spital pentru a avea liniște pentru prăznuire și apoi o să vedem ce mai facem. Și asta a fost. Și apoi trecem mai departe. Zic, luni am făcut acest fel de slujbe, marți la fel, iar miercuri dimineață, da, în lucru... Cineva mi-a condamnat că de ce nu i-am dat drumul? Păi dacă noi dădeam drumul în momentele alea, așa, păi am spune cineva, păi primul stâlpera ei, nu și murea. Deci, sau dar... cine știe ce ar fi putut, da, face? Era un pericol. Era sigur. Era un pericol. În tot timpul ăsta asta legată cu lanțuri? Și în ce loc? Tot aici? Deci, sau în chilie? În pridvorul bisericii. În afara slujbilor stătea în pridvor. Deci, știi, și din cazul de la spital, am auzit că au fost infirmieri care nu au avut grijă de astfel de bolnav mental, nu zic de acum, să-i dați, care, pentru că nu i-a legat, au făcut chiar și o crimă. Au omorât pe cineva la spital. Sau au făcut altfel de năzdrăbânii. Deci, trecem mai departe. Eu zic că e important. Aș fi avut o mustrare de conștiință dacă ar fi murit în timpul slujbei. Da, în fața legat. Legat. Dacă ar fi murit în timpul cât a stat în pridvor. Dar dacă nu s-a întâmplat așa. Și a treia zi, când s-o aducă la slujbă, miercuri, ea părea senin. Da. O minune. Era senin. A vorbit. A recunoscut pe maici. Deci, a zâmbit. Ca niciodată o stat liniștită la slujbă. Am adus-o la slujbă, da? deși poate consideram că era gata. Noi vindecată, am zis că gata să vin s-o la slujbă. Deci, asta a fost. Am adus-o din nou aici. Tot legat. Am dezlegat-o. Fără nici la gură. Mic. Cred că nu mai zicea nimic. Stătea să-i nimeni. Stătea. Se uita la fiecare dintre noi. Zâmbea. Vorbea. Stătea în picioare deja nu, sau tot ședea? Culcată, tot culcat. Tot culcat. Tot culcat. Nu putea să se ridice. Deci și-am făcut totuși slujba, așa am făcut slujba. Da. I-am terminat slujba, apoi am zis, mai scuteți-o afară. Îngrijiți-o. Am adus în scaun. Masați-o peste tot. Să meargă, să o ridicați. Aduceți un scaun. Mergeți ca cu un bebeluș. Învățați-o să meargă, puneți-o pe scaun, iar învățați-o să meargă, dați-i de mâncare. Foarte important! A mâncat. I-am dat ceai cu pâine. Ceai cu pâine, a mâncat. Pentru că era... Apoi, pentru că... Și era în fața bisericii. A trecut un om. Avea un muncitor aici. Și a văzut-o acolo jos. O geme, un gemă, de cum a făcut. Și am zis, măi, ce-o zice un om văzând o măicuță pe jos, gemă, zis, hai să o luăm de aici și să o ducem în spate, în spațiu călugăresc. Noi așa avem, un spațiu în care mirenii nu intre. Acolo e numai spațiu maișilor. Lângă chilie. Acolo o să fie intimitatea călugărului. Să stăie liniștit acolo. Să nu fie sub privirea oricărui credincios care vine la biserică. Acolo poate să se roage, să citească o carte, să-și facă ascultarea care o are.
Și acolo pe iarbă, afară deci, la soare, maicile deja, strângând tot ce a fost aici a rămas, a luat plapuma, pătura, prosoapele, cana, scaunul, să ia toți, să nu mai rămână urme, că de acum puteau să mai vină credincioși, și nu mai vadă urmele, pentru că m-a fost acolo. Și am dus în spate. Deci noi am crezut că deja s-a vindicat. Crezut că s-a vindicat. Deci am zis că gata, slavă lui Dumnezeu. Deci, și acolo s-a întâmplat un lucru care, pentru care, iată, nu mă mustră conștiința. Dacă s-ar fi întâmplat, deci în timpul slujbilor sau în pritvor stând, legată, mă mustră conștiința. Dar așa, dacă ea s-a făcut bine și stând oarecum liniștită, ea parcă a dat să doarmă. Parcă s-a liniștit să doarmă. Am zis că a dormit. Mă bucuram că a dormit, că am zis, dacă n-a dormit atâta timp, a dormit să face bine. Știm bine din Evanghelie când cineva a spus Mântuitorului, Lazar, Mântuitorul a spus, Lazar a adormit. Apostolul a spus, dacă a adormit, se va face bine. Mântuitorul atunci a revenit și a spus, Lazar a murit. Noi, deci, acum ce am vrut să spun. Crezând că a adormit, am zis, se va face bine. Când s-a uitat mai și mai atent la ea, ea s-a muiat și a fost ca un leșin sau poate chiar o comă, o comă. Când am sezizat că e o stare în care nu mai, zic că nu pulsa așa să se vadă, am zis mai... Avem o maică, eu la tensiune. La tensiune, am zis, desfăceți-o voi la piept, eu mă dau mai încolo și puneți urechea. Ascultat și a spus, s-aude încet. I-a pus aparatul cel, s-aude încet, rar. Am chemat salvarea. Am sunat la un coleg de facultate care are numai astfel de cazuri. Și l-am lăsit la Călugărini. Cu bolnavi din așa. Și am spus, uite ce s-a întâmplat. Și a spus, măi, să nu fie asociat cu un diabet, să fie căzut într-o comă diabetică. E mai bine să fie salvare. Și am sunat. Și n-am sunat direct la salvare. Am zis, de ce? Pentru că prima oară când am sunat la salvare, n-a vrut să vină. Am sunat la maică care era în oraș, deja să înceapă să facă cumpărăturile pentru hram. Da, eu când am plecat, deci m-am uitat la Irina, am vorbit cu ea, am plecat foarte bucuroasă. Dar acolo la Călugăreni ce se întâmplă? Ziceți, în fine, sunt astfel de bolnavi, de duhuri rele, care stau și ani de zile pentru a se vindeca. Câte două și săptămâni legați în lanțuri și poate să... Probii de acolo, atâta timp. Cu nu mare între zile. Ei, și urlă în toate fialurile, în toate... Călugăreni unde, în ce județ? În Suceava. În Suceava. Sunt și alte mănăstiri care au astfel de rânduieri pentru bolnavi de duhuri rele. Și atunci am sunat deci la Maica să sune la... Avem un creștin care lucrează pe salvare. Deci asigurându-ne că vine salvare, deși nu era în tura lui. Data trecută o suna sără și n-a venit salvare. N-a venit, n-a vrut să vină. A zis că e treaba voastră. Descurcați-vă, este rugăciune, aveți Dumnezeu. Și când am ajuns la spital, infermierul mi-a spus, măi, dar... Am înțeles. Nu, dar atunci când nu venea deloc salvarea, de ce n-ați apelat tot la un creștin? La... Păi atunci am luat-o. Deci prima dată când am dus-o, deci n-a venit salvarea, am dus-o cu mașina noastră. Mașina mănăstirii. Deci acum a doua oară, pentru că era starea de comă, că m-am zis, pentru să mă asigur că vine salvarea, am spus, mai că cheamă pe acel om să se ducă și el acolo salvare, dacă nu cumva vine. Să vină sigur. Să vină sigur. Când se iese anunța salvarea, când se iese salvarea pe poartă, a spus creștinul, că am vorbit cu el, spus, atunci a ajuns și el cu mașina. A urcat și el în salvare. Și au venit aici. Când au venit aici, iarăși lucru foarte important. Ei au luat, ca doctori, primul ajutor, au luat tensiune, au luat acolo. A spus, avea. După aceea au pus o salvare. I-a pus perfuzii. A dat drumul la aparat, ce a făcut ei acolo, primul ajutor. Și iarăși o probă importantă. Înainte de a pleca salvarea, i-au dat prin stații. Întreba, cred că de acolo, de la stații, întreba, cum e pacienta? Vie, moarte? Și a spus, nu încă. Adică nu a murit. Nu era moartă. Pentru că dacă murea, nu mai pleca cu salvarea, nu? Logic, dacă era moartă aici, nu mai ridica salvarea, că trebuia să vină poliția. Și iată un lucru subtil. A ajuns la spital cu ea, deci pe drum poate s-a întâmplat să moare. Când a ajuns la spital, doctorii au dus-o, cred că unde au dus-o, acolo la urgență, și au sărit pe maici, cred că o calumnie, sărând asupra lor, spun, criminalilor. Ați omorât o maică. Cine dintre dumneavoastră a mers la spital? Eu, deci, da? Nu, maica Anastasia a fost în salvare. A fost în salvare. Da. Eu eram în oraș. Iar maica a rămas și a rămas și a așteptat salvarea. Din oraș am așteptat salvarea la partea spitalului. Deci am intrat la urgență. Da. Pe criminalilor, ați omorât
Păi și doctorița Pihol, așa a spus, veniți, criminalilor, ați omorât-o, e moarte de 24 de ore. Nu e nimic. Deci eu cred că de 24 era de acum, vreau să arunce o vină, să se scuze poate, că poate a murit pe mâna lor. Uite, toate mai cum se recunoască, care au vorbit, care au văzut-o, deci era vie, au vorbit, au mâncat, ne-am crezut că și-au revenit, deci numai Dumnezeu știe de ce au luat-o. Așa s-a întâmplat? Deci dacă era moarte în numele lor? Deci sunt probele astea și martorii care sunt. De asta nu mă mustră conștiința. Că aș fi făcut eu o crimă. Sau cum se spune prin presă, că am ștrangulat-o. Am chinuit-o. Sau chinuit-o, sau cum a arătat pe acolo cruci cu niște lanțuri mari și cruci, pe cum firmele de groază. Ferească Dumnezeu. Și am făcut așa obiect, că dacă îl punem în față, este la poliție, e ca și cum ar face un creștin o cruce strâmbă, așa. Niște scândere acolo. Ar fi o bajocură la Dumnezeu o cruce strâmbă. Așa, nu era o cruce, pentru că dacă era o cruce, să zicem, specială pentru astfel de lucruri, era făcută dinainte, era făcută dreaptă, era făcută pentru astfel de situații. Dar ea a fost un cofrag și pentru a întinde mâini, mai întins o scândură pe desubt. Și ea, scândurile nu erau la fel, una era mai mare, una era mai mică, un pic mai departe, mai... O invenție, provizorii pentru imobilizarea ei, atât. Scândurile acelea le-a luat poliția? Sunt la poliție, sunt probe. Ei, asta a fost. Și așa s-a întâmplat. Și toate de acolo au pornit, cred că, deci, vina, zic. Tot scandalul este pentru că, în loc să se tacă, cred că, zic, o subtilitate. De ce au reacționat doctorii așa, așa aruncând vina repede? A murit de 24 de ore. Avem fals. Și martori, deci, în afară de aici, avem un martor care... Spuneți că... Nu se poate, asta o spune și doctorul legist. Că nu, doctorul legist a confirmat. Ce-a confirmat? Și apoi au dat în presă. Nu este, ci că a exagerat doamna doctoră de la urgență. Că murise de 24 de ore. Fals, asta e un lucru fals, clar. Asta o demonstrează și... Să ziceți că doctorii aveau interesul să dea vina pe altcineva, că ei n-au fost în stare să o resuscite. Nu știu ce a putut să gândească ei de să arunce vina așa spre noastră și apoi să arunce imediat în presă vorbe care ne-a mirat. Deci nu aflasem bine că a murit, dând un telefon la spital. Părinte, nici nu știu, da. Și a venit polițaiul din comună și îmi spune, părinte, sunt la mănăstire. O maică a fost violată, bătută și omorâtă. Fals. Totul altceva. S-a vorbit de un semn în jurul gâtului ei, fals. O urmă. S-a arătat probele. Fals. Noi am filmat-o și noi. Am pozat-o și noi după aceea. Nu se vede nimic. Când am de la spital, să zicem o subtilitate, logică. Evoluat în timp. Cum să spui că a fost strangulată? Păi murea în ștrangulat, nu? Eu dacă eu ștrangulez pe dumneavoastră de gât, ori muriți în mâna mea, ori când vă dau drumul și n-ați murit, vă reveniți, nu? Eu cred că e logic. Bun. Și mai ales sub supravegherea doctorului. Sub supravegherea doctorului a murit. Și a decurs din momentul când a ajuns doctorul și a constatat că e vie, până când a plecat, cred că a durat jumătate de oră. Pentru că luându-i, făcându-i acolo, punând gura, punând mâna, a durat. Am dus-o nu cu targă, am spus, aveți targă, nu avem targă, am luat cu pătură. Deci a durat. Sunt lucruri fine, subtile, dar care poate demonstra realitate. O primă concluzie a legiștilor din București, cel puțin așa ni s-a dat comunicatul de presă ieri, este aceea că ea n-a murit într-adevăr din cauza vreunui căluș, adică n-a murit asfixiată, ci a murit nemâncată și nebăută. Faptul că n-a mâncat și că n-a băut apă în acele trei zile. Asta ar fi așa o concluzie preliminară. S-a dat aghiasmă, a fost dezlegată complet de la gură, maicile, deci am mers la ea, a avut apă, a avut un prosop, pentru că ea vorbind într-una, făcea o spumă care îi se usca și îi se prindea gura. Făcea spumă? Făcea spumă și îi se usca și îi se prindea gura, deci vorbea numai cu jumătate de gură. Maicile tot timpul au mers, au șters-o, deci am avut grijă în zilele astea de ea. Tot timpul i-am dat gura, îi puneam apă pe gură, chiar dacă ea nu vroia. Eu dau gura, eu ștergeam că am zis, măi, se prinde gura, măi, și moare acolo. Deci am avut în aceste grijă, în zile grijă de ea, deci n-am fost nepăsători, ne-am implicat. Și am suferit, am postit, deci toate ne-am implicat. Deci nu a fost ceva care să nu ne pese și lasă să moare sau... Și nu se poate altceva, se poate demonstra clar. Un om nu moare nici măcar în trei zile, nu zic în două zile care au fost luni, marți și miercuri un pic. Dimineața, deci a fost dimineața. Adică ziceți că nu moare chiar dacă nu mănâncă nimic. Pe cum să moare? Un om rezistă fără mâncare mai multe zile. Asta poate mânca prea puțin doar acea anafură și acel ceai. Dar nu se moare nici să nu mănânci nimic? Adică dumneavoastră cei de aici faceți asta des? Da, cum? Trei zile stați în postul mare, în primele trei zile din postul mare nu se mănâncă nimic. Luni, marți, miercuri inclusiv. Joi se ia anafră, aghiazmă și mănâncă bine. Trei zile și o săptămână fără... Dar nu numai o zi, nu știm după biserică, sunt postitori și de 40 de zile.
ne mâncând absolut nicio firmitură de pâine, nicio o picătură de apă. Dar asta e logic, până cred că și biologic, la doctori, că nu se moare din treaba asta. Poate se adunaseră celelalte zile de neodihnă ale ei, când o dormise, perioada aceea de internare. Dar din punctul meu de vedere, numai Dumnezeu știe de ce e momentul. Dacă să-l interpretez eu, de ce? Deci duhovnicește. Păi, spus. Cred că așa rândui Dumnezeu. Pentru că El este stăpânul vieții și a morții, să fim siguri de treaba asta, că nu rânduiește nimeni altcineva când să nască, cât să trăiască, când să moară, cum să moară. Numai Dumnezeu știe de ce a luat-o așa. De ce a rânduit mila și-o judecă Dumnezeu așa. Cred că Dumnezeu vrea mântuirea tuturor, cred că așa a vrut Dumnezeu mântuirea ei. Suferind acel canon de boală și posedare, știm și din rânduială, cum mai spun părinții, Sfinții Părinți, este ca un canon prin care își ispășește păcatele. Acel bolnav de duhuri. În chinurile lui își ispășește păcatele. Așa a rânduit Dumnezeu ca să îi se ierte păcatele ei prin acele suferințe și apoi să o ia într-un mod liniștit. Că era, să zicem, dubios dacă mărea în lanțuri, dacă mărea legată, nesupravegheată. Dar dacă a murit într-un mod liniștit, vorbind, recunoscând, zâmbind, este ceva, mâncând, a mâncat, deci, să zicem, mor de foame. Cred că e așa, e foarte, foarte important. Deci, a murit de foame. Am scos afară, i-am dat să mănânce. A mâncat. Păi nu trebuia, dacă era de moarte, de foame și de sete, intrând în ea alimente, nu sunt digerate pentru a intra la locul lor, să țină viața? Deci dacă nu mânca nimic, era ținută forțat să nu mănânci. Nici atunci. Zic, da, a murit de foame, bine, nu i-a dat. Dar dacă a mâncat, cum a murit? Da, cine era de față când a murit? Care dintre măicuțe sau nu era nimeni fost dintre noastre? Nu, în clipa când a murit Dar n-a murit decât pe salvare. Deci, la spital? Da, la salvare. Mă rog. Da. La spital noi eram. Iar pe salvare a fost șoferul, doi doctori, creștinul care îl cunoaștem noi, doi doctori. Și oamenii ăștia ce au declarat, dacă știți? Eu am stat în față cu șoferul. Și ai auzit? În salvare ne-au stat de câte unii care a fost, deci doamna doctor, un asistent, creștinul care a fost cu noi, încă ceva. În momentul când intri pe o salvare, trebuie să-ți cunoști foarte bine salvarea. Fiind medic pe o salvare care se presupune că este de urgență. Nu vreau să arunc chiar așa, dar sunt probe care trebuie să le aducem în favoarea noastră. De ce un medic de pe salvare și un asistent nu știe să dea drumul la un aspirator care ar trebui să-i se facă respirație artificială? De ce se cheamă șoferul de pe salvare ca să se dea drumul la acel aspirator? Așa s-a întâmplat în cazul Irinei? Așa s-a întâmplat. Nimeni nu are. Așa ar chema pe șoferul de pe salvare. Vino și dă drumul la aspirator că nu știu. Deci, în momentul când te uiți pe salvare, trebuie să-ți cunoști foarte bine lucrurile, unde le-ai pus la punct. Deci, nu poți să spui. De ce un mort, care se presupune că este mort, îl duci monitorizat? Fiecare dintre noi știe ce înseamnă un monitor. Poate că nu l-a văzut în realitate, dar un film l-a văzut și știe ce înseamnă un monitor. Nu poți monitoriza un mort. Păi atunci monitorul acela nu merge. De ce când s-a ajuns la spital, medicul care era la urgență a sărit oarecum cu gura pe medicul de pe salvare și a zis, tu să nu mai aduci niciodată la spital morți monitorizați. Cum vine lucrul ăsta? Deci e logic, dacă stai bine și te gândești, logic, nu se poate face lucrul ăsta. Cred că, deci nu vreau să arunc în ei să zic că este vina lor că a murit din ea. Nu, așa a făcut Dumnezeu să moară, că poate n-a. Fiecăruia se poate întâmpla lucrul ăsta. Deci au mai fost morți pe salvare și nu le-a tras nimeni la răspundere. Dar nu să ne acuze pe noi că Irina este moartă de 24 de ore. Unui mort nu cauți să-i cauți o linie penală.
rămas. Deci au stat, cred că, vreo 5 sau 10 minute ca Irina să-i găsească o linie pe nas. Fiecare dintre noi, Paulina, nu știm toată lumea, dar cred că își imaginează ce înseamnă să cauză linie pe nas. Adică să-i bagi perfuzii. Și dumneavoastră atunci ați protestat față de aceste lucruri, fața medicilor respectiv? Fața medicilor n-am putut spune că era foarte revoltată doamna de la urgență. Imediat a pus numai pe telefon, am dat poliția să... Creștinește că vin, știm că la un moment se aprinde lumânarea, în momentul când moare. Da, da, faptul care s-a întâmplat acolo în camera de urgență. Eu când am fost să văd pe Irina că este moarte, Irina avea lumânarea pe acela cap. Deci unui mod de 24 de ore nimeni a venit lumânarea. Eu știu, poate îi dai de comandă sau nu știu. Da, când ne-au chemat de pe hol în camera de urgență... Să din punct de vedere creștinește al nostru. Să zic nu numai din punct de vedere creștinește. Da. Poate le era frică de răspunde. Deci nu, nu vreau să acuzi medici, dar nici să ne acuzi până când ne-a estimat de 24 de ore sau ca o bine, am confirmat, da, încercau, cred, o presiune prin intimidare. Dar în clipa asta, care dintre dumneavoastră, dintre măicuțe, sunteți acuzate de asemenea de deci, complicitate la crimă? Ea, eu, mai că mai stăt cu ea și nu cu trebuie ce trebuie. Deci, toate, ieri și eu. Deci, au ieșit zvonuri așa de fals. Deci, cred că ei au dat zvonul așa de fapt. Nu, asta e o altă întrebare importantă. Cine a povestit toate aceste lucruri către presă în prima zi? Cred că între noi fie vorba în văgăuna asta, sigur, între ghilimele, în locul ăsta atât de izolat și dacă moare cineva, e greu să se afle. Se poate întâmpla aici orice și nimeni nu poate să știe nimic. Trebuie să știe respiratorii în acest loc. Nu există curent electric? În acest loc nu există apă curentă, am avut mari probleme în a realiza această transmisie, nici nu ne-am așteptat să nu putem folosi reflectoare sau curent la prize pentru camerele de luat vederi. Deci în locul ăsta se poate întâmpla orice, semnal la telefonia mobilă nu prea există și e foarte greu să ajungă zvonul în Vaslui, dar aminte în București. Cine a povestit despre crima făcută aici și exorcizarea criminală, cum s-a spus? Urgent, s-a pus pe telefon, anunța poliție, deci eram noi de chiar atunci, în clipa atunci, o măicuță de la Mănăstirea Tanacu moartă prin violență. Deci noi eram încă la spital când poliția de la Vaslui s-a deplasat și a venit aici în mănăstire. Și a spus acel fals. Acel fals că o găsit în pădure, moartă, legată. Bătută. Și atunci a venit poliția și imediat cu poliția a venit presa. Fals. Deci cu poliția a venit... Au făcut intenționat atâta vâlvă, că dacă toată lumea tășea și rezolva problema și poliția cu treaba ei și biserica cu problema, cum trebuia să acționeze biserica, nu se făcea atâta panoramă. Dar din cauza că s-a dorit repede, a adus o imagine proastă, nu mie, ci bisericii, atenție, bisericii, obiectiv și subiectiv nou. Presa a început să întrebi oamenii care îi găsea de aici, prin păduri, din moment... l-a prășit, deci... Întreba pe oameni prin păduri și s-a întâmplat. Oamenii nu știau când au văzut ei ce întreabă, au apropat. Și dădeau tot felul de prostii la presă și la televizor. Am văzut în ziar, un cetățean spune, eu știam pe părintele ăsta de bună credință, de când a venit de 5 ani. Așa ceva nu s-a întâmplat. Eu știu ce... De aici începe un mister. De aici începe toate scenările, de aici începe toate invențiile, toate senzaționalele știri din presă și televiziune, doar pentru senzațional. Deci în ziua doar pentru a satisface acei profesioniști sau amatori în treburile astea, senzaționalul și, cum am spus, slovească în biserică în general și în special în mănăstirea deci noastră. Ei exista. Poliția existau dușmani împotriva noastră și există dușmani împotriva bisericii. Deci poliția a avut răbdare două zile. Sunt cerceteze pe fiecare. Zile întregi. Au luat declarația. Au luat deci probe, au întrebat fiecare dată în parte cum s-a întâmplat. Deci nu au ascultat. Deci au avut răbdare. Cred și cred că în cazul de față, tot lucrarea asta rea trebuie pusă în seamă presă. Și n-ar fi oare bine ca ea să fie pusă, să fie acuzată, trasă la răspundere pentru atâtea lucruri? Fiecare în parte, om sau instituție sau ziar, să fie luat frumos după tot ce a dat și a spus, de unde știi asta? Fals. Tras la răspundere. De unde ai făcut treaba asta? Fals. Tras la răspundere. Toti, pentru că știm
mai este un caz, cineva mi-a spus. Un părinte a fost acuzat numai într-un ziar, homosexual. A dat în judecată 500 de milioane a plătit. Pentru că a spus o prostie mică, homosexual, într-un ziar. Nu trebuie trași acești oameni la răspundere pentru toate informațiile astea? False. Cum poți să vorbești? Să acuzi un om, o biserică, cu atâtea prostii, în scenări, filme de groază, cum a făcut, n-am auzit, lanțuri, cruci, întuneric, zgomote, exact ca în filme de groază, Doamne ferește. Bine, dumneavoastră aici nici n-aveți televizor. N-am văzut, dar ne spun oamenii, oamenii au venit imediat, spun, părinții s-au întâmplat, că uite și-au dat despre noi. Lua toată lumea ne știa, să zicem în ghilimele, ca niște sfinți aici. Speriau deja. Fără lumină, fără drum, n-am vrut. Că au vrut să-mi, părinte, vreau să facem drum, n-am nevoie. Am făcut călugări pentru siestrie. Părinte, trag lumină, n-am nevoie. Am lumânare, mi-ajunge. A, deci nu trebuie doriți. Nimic, am fântână, mi-ajunge, sau... nu vreau. Vreau să trăiesc călugărește. De aici s-a pornit deci... o invidie, o răutate a cuiva, în ghilimele. De ce vrem să trăim așa? Simplu. Așa asta înseamnă viață, credință. De mănăstire. Că spune acolo călugărie, dorești viață pusnicească, viață pusnicească. Nu m-am făcut călugări să stau la asfalt, să stau sub bec, să-mi curgă duș, să-mi spăl cu șampun parfumat. M-am făcut călugări să trăiesc exact cum spune la carte, cum trăiesc călugării. Rugăciune cum au trăit la lumânare, 2000 de ani. La candele. Deci asta nu înseamnă că nu suntem oameni. Da. Ba da, suntem oameni. Toată America și poate nu noi? Suntem oameni cum ne consideră ei nebuni, ci oameni. Elite spirituale care au dorit o înălțare de la acest pământ spre Dumnezeu. Să se unească cu natura, nu cu modernismul, ci cu natura și cu Dumnezeu. Dar de exorcizare cine a vorbit prima oară? E un cuvânt des întâlnit cuvânt în presă? O exorcizare presă, criminală? Da. Cineva, ne gândim noi, a povestit de aici, din mediul dumneavoastră. Nu a povestit nimeni. Alte scenări. Să vedeți. Vin cum aici, le pune în curte, le ia interviuri. Deci a venit ca și cum ar fi a noastră și pleacă iarăși cu ele, rușine, în scenă, să vede răutatea. Cum să vii tu cu mai străini, îi pui prin curte, îl dai ceri informații de ele, urci în mașină și pleci cu ele, ca și cum ar fi a noastră. Altă, vine o altă mașină cu mai, o leagă de un copac și începe să o filmeze pe acolo și creștinii care erau aici și păzeau mănăstirea, în situația asta, au văzut-o deci și au fugit după ei și i-au prins. Și a fost la televiziune. Da. Și era tot așa, o maică aranjată. Da, deci tot felul de înscenări și luat informații de la oameni, ca și cum de-ar fi de-a noștri, că am spus la o presă, care vine cineva, de asta am dorit. Filmați pe fiecare maică în parte și uitați-vă la ele. Pentru că o să apară altfel de maici, spunând tot felul de prostii. Și să spună că-s de ale noastre. Și aici, aici, în cadrul acesta, sunt toate maicile de la dumneavoastră de aici. Nu lipsește nimeni. A, și mai sunt două bolnavi. Deci, atitudine greșită a presei, care trebuie trasă la răspundere. Și apoi, din păcate, o atitudine iarăși care a favorizat scandalul, din păcate spun că ar fi treaba noastră din familie, cei din biserică, au acționat, subliniat, neinspirați de Duhul Sfânt. Pentru că dacă aveau un pic de lumină și un pic de inimă, acționau părintești, duhovnicești. Și precizez, după ce s-a întâmplat, imediat, după ce ne-a luat poliția, l-a închetat, am sunat la preasfințit. Preasfinția voastră, blagoslovi și iertați, vreau să vin să mărturisesc cu gura mea ce s-a întâmplat, să vin cu maicile, să ne auziți pe noi, chiar dacă merităm bătaie, să ne ascultați pe noi. Că nu-i corect să tragi concluzii, să faci judecăți, să acționezi condamn. Numai din presă, deși ei după presă, după gurile rele, trebuie să-l asculți pe cel vinovat. Scriptura spune așa? Oare legea noastră spune să judeci pe cineva fără să fie ascultat? Și mai spune ceva. Oare când fratele tău greșește, ia-l și mustră-l între patru ochi. Dacă nu te înțelege, mai adu un martor, doi. Explică-i. Nu ascultă, supune-l bisericii, adică soborului.
să fie o ședință, un sobor, o adunare, care să judece, să asculte, să îndemne, să sfătuiască. Și dacă nu ascultă, să fie eliminat. S-a venit cu hotărârea eliminării, fără să ne spună nici între patru ochi, nici cu martori dintre noi, nici judecată de sobor. Deci era propus. Și s-a dat hotărârea. În momentul când a venit episcopul. Da. Deci, deci poliția și procuratura are răbdare zile întregi, fiecare cuvânt, să-l scrie, să precizeze acolo fiecare mânunt. În timp ce șefii dumneavoastră din biserică au dat comunicatul imediat. Din păcate. Dar poate v-au căutat și nu v-au găsit. Nu, i-am căutat eu și nu m-au primit, pentru că m-am dus. După ce am cerut să fiu primit și a zis, nu te... Vreau să judeci poliția. Corect. Da, vreau să mă ascultați. Da, vreau să mă spovedesc. Vreau să venim să ne spovedim. Eu oricum vin, chiar dacă îmi ziceți prin telefon că nu vin. Nu mă primești. Și m-am dus și am stat la poarta episcopiei, o oră și ceva. Clanxonând, lumini, bătând, era oară târzii, dar nu contează. A mai fost odată la o oră târzii, noaptea, când a fost ziua preasfințitului și ne-a primit. Deci pentru festivitate este loc la oră târzii, iar pentru necaz, durere, salvare, urgență, nu este loc la mezunopție. Anunțat fiind, că vin, stau acolo, am stat și n-a vrut să bănesc. Iar a doua zi s-a venit cu taramboi. Direct intra pe poartă și în loc să vină... Deci lumea era deja adunată, lumea auzim ceea ce se întâmplă. În loc să vină frumos, hai părinte să discutăm, hai să intrăm într-o cameruță, hai să vorbim, unde sunt maicile, ce ați făcut, care e problema, care e necazul. Măi, nu-i bine asta, nu-i bine asta, ați greșit asta, uite așa, uite așa. Nimic! Liber, Valea, nu mai sunteți călugări, mănăstirea nu mai rămâne deloc, piatră pe piatră nu mai rămâne, afirmații, în ghilimele iarăși, neinspirate de Duhul Sfânt. Și de aici lumea, inspirată, zic acum, a acționat conform evlaviei lor care o avea față de noi și respectul care le avea față de mănăstire. Și nu au făcut nimic, nu au fost loviri, nu au fost agresați, și pur și simplu au strigat și au cerut și ei și trebuie să ceară. Adică mănăstirea să rămână, să se judece corect, fără imediat mănăstirea închisă, dărâmată, desfințată. Da, vi s-a dat o hârtie oficială de către șefii dumneavoastră, cum că nu mai aveți voie să faceți ușbă? Când a scos o hârtie să o dea, a fost ruptă de oameni. Nici n-am putut să o văd. Aici. Înainte de a mea, doamne, nu aici. Nu, dar aici, în zonă, toată lumea e alături de dumneastră. Toată lumea, toate satele. Deci care pentru că ei știu că de 5 ani de zile aici n-am citat slujbele. Și au venit zi și noapte, vară și iarnă. La orice oră, părintele, i-au ascultat părintele. Noi n-am avut bani de la episcopie. Nu ne-a sponsorizat. Sponsori mari. Sponsorii au fost atât la biserica asta. Restul a fost numai cei doi bani ai văduvei. Care i-am chivernisit, n-am luat mașini străine, n-am făcut palate, ci am făcut chiliuțe. Așa smerite cum sunt, am făcut chiliuțe pentru fiecare maică să încapă acolo într-un colț. Și să facem viață de mănăstire. Deci am chivernisit și oamenii au adus, n-am avut vaci, dar lapte am băut. Am avut brânză, n-am avut găini, dar o am avut, de ce? N-am avut pământuri, niciun pământ, dar n-am dus lipsă de nimic. Pentru că mila lui Dumnezeu a fost mare și iar oamenii au văzut credința și au venit, au adus unu pungă de fasole, unu pungă de făină, unu zeci ouă, unu o sticlă de vin, unu, deși la noi nu se bea vin, nu se mănâncă carne. Deci, iată, ei au fost aproape de noi. Ei ne-au știut din boscheți, de unde am stat, din pădure, din copaci, sub o placă de azbest, luni de zile. Și apoi ne-am străduit câte o lecuță, câte o lecuță, venim femei, la lipit, la cărat, cu căruți, apă. Toate materialele. Pământ, lut, paie, făcând treabă. Și acum se spune că mănăstirea se desfințează, se închide. Deci de asta lumea este agitată. Pe de altă parte s-a spus că nu mai aveați voie să faceți slujba pentru măicuța Irina după ce a murit. Chiar dumneavoastră, ca să citesc din titlurile ziarelor, călăul face victimei slujbă de mormântare. Care slujbă? De mormântare? S-a arătat aici. Noi am făcut groabă să mormântăm aici. Da? Dar în ultimul, chiar când să mormântăm, a venit informația care... După întărirea procurorului, a trebuit să urmăm. Noi, dacă n-ar fi spus procurorul, să zicem, să o ducem la părinții, deci n-a fost înmormântat la noi. Au luat-o, așa zis,
Mama. Cine a luat-o? Mama adevărată. Mama adevărată? Da. Și cu un tată vitric, că vor să o mormânteze ei. Și cu durere. Și au venit aici și au luat-o? Și au venit. Da, i-am dat. Și atunci noi ne-am supus pentru că așa a zis procurorul, deși nu era corect. Dar asta după ce a făcut sărăți o slujbă. I-a făcut sărăți totuși o slujbă. Deci, este normal să-i faci un parastas mic în momentul când îți intri la un mort. Sau intră mort. De la spital ce s-a întâmplat? Că v-ați oprit acolo cu povestea. După ce s-a declarat decesul. S-a întors aici, trupul ei neînsuflețit? La morgă. La morgă? Și niciodată n-a mai fost adus aici? Hotărârea medicului legist. Da. Și pe urmă? Și pe urmă a venit aici. Vine seara, nu? Da, ce s-a întâmplat acea slujbă? Și pe urmă au venit părinții dumneavoastră da, să ia. Am dat telefon la ei. Da? Și încă un lucru care poate dumneavoastră nu înțelegeți. Deci, când se referă că am făcut slujbă, nu e neapărat de slujba de mormântare. Vă precizez eu. Adică este vorba... Nu, că nu la asta se referă problema. Problema se referă că am slujit Sfânta Liturghie. E slujbă mare, nu slujbă de mormântare, că asta nu era așa mare problemă și atâta caz, ci slujbă mare de sărbătoare. A fost duminică și luni, hramul mănăstirii, iar biserica era plină, mai ales că era de partea noastră acum cu slujbă, și când le-am spus, înainte de a începe Sfânta Liturghie, am spus la oameni, oameni buni, știți acuzațiile? Știți necazul? În clipa de față sunt chiar acuzat și, după cum știți, se spune că nu am voie să slujesc. Ce se face? Asta e situația. Și atunci oamenii au zis, nu să facem slujbă. Și la strigătul lor să facem slujbă, am zis un lucru. Pentru a avea o conștiință în păcat. Dacă facem slujbă, hai să facem un mic canon împreună. Să ne rugăm, dumneavoastră mai mult pentru mine, și să nu vă îndoiți că există harul Dumnezeu asupra acestei slujbe și că se face ilegal sau necanonic. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne primească slujba și rugăciunea pentru sărbătoare și pentru hramul care este. Și am făcut toată biserica trei metanii și am zis toată biserica în genunchi, înălțând mâinile la cer, strigând, cerând milă și ajutor în cazul de față, zic în psalmul 50, și apoi împreună cu mine am rugat în momentul când cere preotul să vină Duhul Sfânt înainte de liturghie, să zică și ei odată cu mine, Împărate Ceresc, rugăciunea, toată biserica, de trei ori. Și au zis-o toți. Și cu iertarea făcută lor, și cu credința lor, și cererea lor, am început Sfânta Slujbă și am făcut slujba. Asta, deci, este vina care s-a... Nu parastasul. Vina de slujbă pentru oamenii care au fost. Deci asta este. Am văzut declarație tatălui Vitrec, tatălui dumneavoastră Vitrec, care spune că vrea să vă omoare pe toți, dinte pentru dinte, ce i s-a întâmplat fiicei lui, asta să se întâmple tuturor celor de aici. Știți de asta? V-au spus asta în față aici când a venit nu. Să ia... Nu. Deci este o afirmație care se poate încadra în rândul celorlalte de până atunci, ori inventat, ori de el. Dar dacă stau bine și mă gândesc, și cum l-am văzut noi când am venit, un om poate nu prea atât de responsabil. Nu. Și cu atât mai mult, un, cred că nu-i creștin. Nu prea ține la noi. Pentru că, din câte am înțeles, nici măcar nu sunt cununați. Nu trăiesc. Ba da, sunt cununați. Sunt dar nu ține la noi. Profita de noi, nici la el, la părinți, munceam. Nu ne dădea bani, lua ei bani. Cu banii cumpărau, îmbeiau, folosau de ei. Deci, noi plecam așa, cum vineam de la cămin, vineam cu lucruri, ne aduceam nu, și când plecam rupți, bai de capul nostru, nu. Dar tatăl dumneavoastră, ce s-a întâmplat? Tatăl dumneavoastră adevărat a murit? A murit când aveam vârsta de 2 ani, surioarea mea avea un an atunci. Mm-hmm. Dar doi copii ați fost, Irina și cu dumneavoastră? Sau mai da, aveți, mai aveți frate? Frate, nu știm de el, este înfiat, o dat la familie. În Bărlan, nu știm de el deloc. Și mai avem un frate Vitre care trăiește și astăzi.